CFR Craiova. A fost debutul ca antrenor al lui Eduard Iordănescu, debutul ca antrenor principal. Vedem primul 11 al gazdelor, formație pregătită de Dorinel Munteanu. În poartă este bosniacul Grahovaci, Râpă, Sârghi, Sergiu Costin și Adrian Sălăgeanu în defensivă. Doi mijlocași centrali în fața fundașilor, Ionuț Neagu și Gabriel Giurgiu, și trei oameni aflați în spatele singurului vârf, unul surprinzător, Gabriel Paraschiv, Liviu Antal, Gabriel Vilianti și Răzvan Ochiroșii. Acesta din urmă a fost jucător al Stelei. Ochiroșii a evoluat în 27 de partide pentru Steaua și a marcat două goluri. Trebuie spus faptul că Răzvan Ochiroșii este cel mai tânăr marcator din istoria Stelei în cupele europene. A înscris în preliminariile Champions League împotriva slovenilor de la Gorița, într-o partidă jucată pe stadionul național din complexul Ilia Manoliu, pe fostul stadion din complexul Ilia Manoliu. Am văzut și primul 11 al Stelei, un prim 11 surprinzător, datorită pozițiilor pe care se află anumiți jucători: Tătărușanu, Pănel Nicolița, Brudan, Geraldo Alves, Iasmin Latovlevici, Eric Bifalvi, Iulian Apostol, Cristi Tănase, Bogdan Stangu, Pablo Brandan și Marius Bilașco sunt titularii Stelei. Bănel Nicolițe este folosit pe postul de fundaș dreapta. Cristi Tănase joacă ca aripă dreapta după ce a jucat doar în stânga până acum în acest sezon. De asemenea, Pablo Brandan într-o poziție inedită de aripă stânga de la venirea la Steaua. Brandan a jucat fundaș stânga și mijlocaș defensiv, niciodată însă aripă stânga, așa cum se întâmplă la partida din această după-amiază. Arbitrii acestui joc sunt Ișvan Covaci, Cristian Nica și Dragoș Iliescu și ne pregătim pentru cel mai interesant meci al etapei a noua din Liga 1 Bergambil. Atmosferă foarte frumoasă la Galați, așa cum a fost și la ultima partidă jucată aici de Oțelul în etapa precedentă. Gălățenii au trecut cu scorul de 4-1 de Unirea Ursiceni și asta în condițiile în care au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică oamenii lui Dorinel Munteanu. A fost o victorie conturată datorită golurilor marcate de Vilianti și de Giurgiu. Argentinianul a reușit o dublă, tot o dublă și în dreptul lui Gabriel Giurgiu, care a marcat și în Cupa României contra Astrei. Steaua în runda trecută a făcut doar 1-1 pe Ghencea cu Astra Ploiești, rezultat în urma căruia Ilie Dumitrescu a demisionat, iar echipa a fost preluată de Eduard Iordănescu. Totul este pregătit pentru derbiul etapei a noua din Liga 1 Bergambir, Oțelul, Galați, Steaua. Avem și lista rezervelor celor două echipe. La Steaua le regăsim din nou pe lista rezervelor pe Laurențiu Marinescu. Tot acolo se află Ricardo Gomes, doi dintre jucătorii veniți de la Unirea Urziceni. La gaz de doi atacanți pe lista rezervelor este vorba de Ceaba Borbei și de Marius Pena. L-am văzut în cadrul anterior pe Cristian Sârghi. Iată că s-a refăcut cuplul de fundaș central cu care Steaua a început acest campionat, cel format din Octavian Abrudan și Geraldo Alves. Abrudan la primul meci ca titular după gafa făcută pe Anfield Road în fața lui Liverpool. Abrudan și Geraldo, cuplul folosit în primele meciuri ale acestui campionat de Victor Pițurcă, antrenorul cu care Steaua a început acest campionat. Lovitura de începere aparține gălățenilor. Astăzi e de la 20:30 în direct la DigiSport, o altă partidă din etapa nouă a Ligii 1 Bergambir, confruntarea dintre Rapid și Victoria Brănești, mine de la 18, un alt meci foarte interesant, partida dintre FC Brașov și Gazmetan Mediaș. A început confruntarea dintre Oțelul și Steaua, o recuperare a lui Apostol, pasa lui Brandan către Tănase, aflat acolo în duel cu Sălăgeanu, a reușit să respingă fundașul stânga al gălățenilor. Cristian Tănase poartă banderola de capitan după ce aceasta s-a aflat în meciul din Cupa României cu Gazmetan CFR Craiova pe brațul lui Bănel Nicolița.
statisticile spun că Pănel Nicoliță joacă mult mai bine atunci când este căpitanul formației, are două goluri și două pase decisive în calitate de căpitan în acest sezon, Pănel Nicoliță. Vedem pe Grahovac, se vorbea despre înlocuirea portarului bosniac din primul 11 de Dorinel Munteanu după o greșeală pe care a făcut-o în Cupa României în meciul cu Astra Ploiești. Până la urmă, Dorinel Munteanu l-a menținut ca titular pe Grahovac. Rezerva lui Grahovac este fostul portar de la Poli Iași, Cristi Brăneț. Repunerea lui Sălăgeanu, un balon aruncat către Gabriel Paraschiv, a reușit să respingă însă Pănel Nicoliță. Experiențele Stelei cu Pănel Nicoliță, fundaș dreapta, nu sunt unele deloc plăcute. În finalul ediției 2007-2008, Steaua pierdea în fața lui Dinamo Ștefan cel Mare cu Nicoliță în postura de fundaș dreapta. Balon respins de Abrudan, va fi corner pentru Oțelul Galați. O formație construită cu bani puțini, cu resurse minime, dar care a arătat excelent în acest campionat. Reușește să respingă Pablo Brandan. Alergă după balon și reușește să-l prindă Cristi Tănase. O minge către Bogdan Stancu. Din nou decarul Stelei, Bogdan Stancu nu a fost faultat. A fost o intervenție corectă a lui Ionuț Neagu. Acum o pasă a lui Ochi Roșii pentru Paraschiv. Prins între Abrudan și Big Falvi Gabriel Paraschiv. Nu a obținut lovitura liberă. Paraschiv are un meci jucat pentru Naționala României într-un amical disputat după Euro 2008, în care România învingea cu 1-0 Letonia. Sălăgeanu, o prelungire a lui Ochi Roșii pentru Gabriel Paraschiv, a respins Abrudan, va fi repunere pentru Oțelul Galați. În urmă cu două etape, Oțelul încasa 4 goluri pe terenul Vaslui, însă nunta precedentă, vă spuneam, a înscris de 4 ori în poarta Unirii Urziceni. Respinge portughezul Geraldo, degajează la Dovlevici, direct în afara terenului. Spunea Dorinel Munteanu, antrenorul gazdelor, înaintea acestei partide, că obiectivul formației sale este să obțină punct sau puncte, sau mai scurt decât atât, am spune noi, să nu piardă această confruntare cu Steaua. Oțelul, o formație care a reușit în acest sezon să încurce una dintre candidatele la titlu, a reușit un 0-0 pe terenul Rapidului. Pasa lui Apostol pentru Tănase, vine însă foarte bine la recuperare Ionuț Neagu, Gabriel Paraschiv pentru Giurgiu, eroul gălățenilor în partida, sau unul dintre eroii gălățenilor în partida cu Unirea Urziceni. Centrarea lui Cornel Râp, a lui Antal. Balon respins de steliști. Atacul roșialbaștrilor începe cu Pănel Nicoliță, Ochi Roșii aproape de intercepție. Cei doi au fost colegi o bună bucată de vreme în Ghencea. Ochi Roșii vrea însă să demonstreze în această partidă că merita mai multe șanse în Ghencea. A plecat de la Steaua între turul și returul sezonului trecut. Steaua l-a cedat aici la Galați pe Răzvan Ochi Roșii în schimbul lui Jivko Jelev, fundașul bulgar de care roșialbaștrii s-au despărțit în vara acestui an. Geraldo pentru Iulian Apostol. Brandan. Cei doi au colaborat foarte bine în perioada petrecută la Unirea Urziceni. Întoarce Bilașco pentru Big Falvi Pasa lui Bilașco pentru Cristi Tănase, un luft al lui Sălăgeanu, care reușește însă să-și repare eroarea. Acesta este Sălăgeanu, un jucător care a început fotbalul la Olimpia Satu Mare. Sălăgeanu pentru Sârghi. În meciul cu Unirea Urziceni e titular în centrul apărării la Oțelul Galați. A fost sârbul Perendia în locul lui Sârghi. Iată însă că jucătorul format de Politehnica Galați a revenit în primul 11. Giurgiu îi trimite lui Sălăgeanu, care îl triplează elegant pe Tănase. Sălăgeanu, o pasă pentru Ochi Roșii.
Are prin planul acum însă Abrudan. Și este lovitură liberă pentru Steaua, mult prea energic Răzvan Ochiroșii. Vorbeam de schimbările făcute în cele două echipe față de etapa precedentă. La Oțelul sunt numai puțin de 4. Au ieșit din primul 11 pe rând, iar Laurențiu Iorga, Ceaba Borbei și Silviu Ilie au apărut Sârghi, Antal, Ochiroșii și Gabriel Paraschiv. La Steaua, 3 schimbări față de meciul în care roșialbaștrii remizau în Ghencea cu Astra Ploiești. Bonfim, Galamaz și Capetanos, înlocuiți cu Abrudan, Apostol și Bilașco. Sunt motive obiective, dar și unele subiective legate de aceste înlocuiri. La Oțelul nu poate juca din cauza unei suspendări Laurențiu Iorga, eliminat în meciul cu Mirea Urziceni. La Steaua nu poate juca tot din cauza unei suspendări Galamaz, iar Emegara și Răduț sunt accidentați. Pasa lui Giurgiu era căutat Vilianti. Interesantă opțiunea lui Dorin Munteanu de a juca în această partidă cu Gabriel Paraschiv, vârf împins. Paraschiv un mijlocaș de meserie, însă a fost folosit în aceeași postură Paraschiv etapa trecută contra Unirii Urziceni și probabil pe asta mizează Dorin Munteanu, pe faptul că echipa a arătat numai bine în partea a doua a confruntării cu Ialomițenii, cu Gabriel Paraschiv în avamposturi. Un duel petrecut ceva mai devreme, al cărui victimă a căzut Pablo Brandan. Abrudan îi trimite lui Tătărușanu, cel mai scump portar din istoria Stelei. Roșalbaștri au plătit pentru el Gloriei Bistrița numai puțin de 1,5 milioane de euro. Bilașco a făcut degeaba pressing, nu a reușit recuperarea. Brantan a reușit să-l împiedice pe Antal să urce. Îl vedem pe Eduard Iordănescu, este cel mai tânăr antrenor din istoria Stelei. Are 32 de ani Eduard Iordănescu. A jucat fotbal la Steaua până la vârsta de 17 ani. Acum o pasă bună pentru Brandan, s-a ridicat însă fanionul. Cristian Mica a indicat poziția de offside în care se afla. Argentinianul a aflat astăzi într-o postură inedită de aripă stânga. Într-adevăr a fost offside la Pablo Brandan. Ambele meciuri disputate în sezonul trecut între cele două echipe au fost câștigate de Steaua cu același scor, 1-0. Aici, datorită unui gol marcat de Surdu, în Ghencea, datorită unei reușite semnate de Bogdan Stancu, faultează acum Apostol, este lovitură liberă pentru Oțelul Galați. Iată faultul făcut de Apostol. O centrare periculoasă și Vilianti plus Paraschiv au trecut foarte aproape de minge. Execuția aparținut lui Adrian Sălăgeanu. Nu a lipsit mult ca Vilianti să rea balonul. Vilianti s-a specializat de la venirea la Oțelul Galați în goluri foarte spectaculoase. A înscris un gol foarte frumos și în etapa trecută contra Unirii Urziceni. Pasa lui Ionuț Neagu, Râpă acum, un produs 100% al Oțelului, Cornel Râpă, internațional de tineret, va juca împotriva Angliei în barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2011. Sergiu Costin îi trimite lui Râpă. De la Râpă pentru Antal, mingea a ieșit însă în afara terenului. Au trecut aproape 10 minute din Oțelul Steaua, în continuare 0-0. Nici o ocazie până în acest moment, o partidă echilibrată. Însă, cu siguranță, vom avea parte de goluri în această confruntare. Rar s-a întâmplat ca meciurile dintre cele două echipe să se încheie fără reușite de o parte sau de alta. Nicoliță n-a reușit să recepționeze balonul trimis de Big Valvi.
Noi îl vedem din nou pe Eduard Iordănescu, a fost asistentul lui Ilie Dumitrescu, avansat principal. Patronul Stelei, Gigi Becali, spunea că și Eduard Iordănescu poate fi o soluție pe termen lung dacă va obține victorii pe bandă rulantă. Multe nume vehiculate în ultima vreme pentru de antrenori pentru a prelua pe Steaua. De cele mai multe ori s-au rostit numele lui Cosmin Olăroiu și Dan Petrescu. Ambii însă au echipe în acest moment, se află sub contract. Geraldo Alves și pasează lui Abrudan. Cristi Tănase blocat foarte bine de Ochiroș și Gabriel Paraschiv în duel cu Cristi Tănase. Gabriel Paraschiv avansează, pasa lui Paraschiv, intervine foarte bine Geraldo Alves. Pe acest fundaș portughez, AEK Athena plătea în 2007 numai puțin de 1,7 milioane de euro formației portugheze Passos de Ferreira. Prelungirea lui Bogdan Stancu pentru Bilașco. A reușit să ciupească balonul Bilașco, dar nu să-l și oprească. Sârghi pasează direct la adversar. Abrudan reușește să ajungă balonul. Paraschiv primește îngrijiri pe marginea terenului. Geraldo, o pasă lungă, dar direct la portarul gazdelor, la Branko Grahovac. Grahovac, fost golkeeper la Željeznica Sarajevo în Bosnia. Big Falvi, pasa lui Big Falvi, o pasă bună pentru Bănel Nicolițe, sau intenția a fost bună. Un egal cu Steaua ar fi pentru noi cât o victorie, spunea Marius Stan, președintele Gălățeanilor, înainte acestei confruntări. Iată, l-am văzut în, prin planul anterior pe președintele Oțelului, omul care a reușit să construiască o formație competitivă cu foarte puțini bani. Dintre titularii Oțelului din acest moment de pe teren, doar Grahovac a costat ceva. Portarul a fost adus cu 50.000 de euro, o sumă ridicolă dacă ținem cont de transferurile făcute de alte formații. În rest, jucători crescuți de club sau fotbaliști veniți din postura de jucător liber de contract. Centrează Brandan și un șut din prima peste poartă însă al lui Bogdan Stancu. El este golgheterul Stelei din acest sezon, are 6 reușite, 5 dintre ele în Liga 1, una în Europa League. Bogdan Stancu are însă o serie de 4 meciuri fără gol marcat. Ultima oară a înscris în partida din deplasare cu FC Vaslui, câștigată de Steaua cu 3-0. Brandan a luptat acolo pentru minge cu Liviu Antal. Big Falvi aproape de intercepție, este triplat Big Falvi de Gabriel Giurgiu. Giurgiu, o pasă bună pentru Vilianti, a venit Big Falvi să recupereze și se ridică fanionul la Liviu Antal. O decizie care îi nemulțumește pe fanii Oțelului și asta pentru că Big Falvi a fost cel care a atins ultimul mingea. În acest caz nu mai trebuia ridicat fanionul. Bănel Nicoliță presat acolo de Ochiroș și va avea o partidă dificilă Bănel Nicoliță cu fostul său coleg din Ghencea. Nicoliță, autorul golului care a adus Stelei calificarea în optimile Cupei României. A fost a doua reușită pentru el din acest sezon. A înscris și în Liga 1 Bergenbir, în partida în care Steaua a terminat egalitate 1-1 în deplasare cu FC Brașov. Geraldo Alves pentru Abrudan. Tătărușanu
Vedem încă o dată faza de mai devreme. Pasa a venit într-adevăr de la Big Falvi, însă nu mai contează foarte tare. La Dovlevici avea prin planul. Pasa lui Abrudan, Bilașco a fost faultat de Sârghi. Nemulțumit de decizia arbitrului Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu, cel care a fost pe banca Stelei pentru o foarte scurtă perioadă, spunea că nu mai are, n-are de gând să se mai întoarcă vreodată în Ghencea. Șapte meciuri jucate de echipele antrenate de Dorinel Munteanu împotriva Stelei. O singură victorie contra roșialbaștilor în postura de antrenor pentru Dorinel Munteanu, pe vremea când pregătea pe CFR Cluj, în urmă cu aproape 5 ani. Lovitura liberă pentru Steaua, care va fi bătută de Iasmin Latovlevici. Șutul lui Latovlevici, puternic, dar lipsit de precizie. Latovlevici încă nu a reușit să marcheze pentru Steaua, însă a spus că atunci când o va face, îi va dedica golul lui Gică Hagi, omul cu care a debutat în Liga 1. Debutul lui Latovlevici în Liga 1 s-a produs într-o partidă jucată de Timișoara împotriva Oțelului Galați. Lovitură liberă acum pentru Oțelul. O lovitură liberă obținută de Gabriel Paraschiv. Până acum, alături de ochii roșii, cei mai bătăioși jucători ai gălățenilor. Ionuț Neagu repune repede balonul până la Sălăgeanu, care încearcă să treacă acolo spectaculos de Tănase și Nicoliță. Respinge Big Falvi, trimite însă direct la adversar, la ochii roșii. Nicoliță recuperează, însă lovește prost balonul. Sălăgeanu repune pentru Gabriel Vilianti, reușește să degajeze Abrudan. La recuperare se afla însă Cornel Râpă. Pasa lui Bilașco pentru Tănase, nu se înțeleg cei doi, recuperează gălățenii. Vilianti pentru Paraschiv și lovitură liberă obținută de Paraschiv după duelul cu Geraldo Albeș. Dacă va mai încasa un cartonaș galben, Geraldo Alves va lipsi etapa viitoare, când Steaua întâlnește pe teren propriu pe Sportul Sulențesc. Paraschiv și Ocroși în preajma balonului. A venit acolo și Adrian Sălăgeanu. Agitație în careul Stelei, acolo unde au venit și fundașii centrale ai Oțelului, Sergiu Costin și Sârghi, doi oameni care lovesc bine balonul cu capul. Fiecare are câte o reușită în acest sezon al Ligii 1. Bergambir, centrarea lui Vilianti și este gol, gol pentru Oțelul. Marchează Cristian Sârghi, a doua reușită din acest sezon pentru Cristian Sârghi. Minutul 19, Oțelul, Steaua 1-0. Cristian Sârghi, fundașul adus de Oțelul de la Politehnica Galați, reușește să deschide solul cât de singur se afla în careul de 6 metri. Cristian Sârghi, dincolo de eroarea de marcaj, o eroare și a lui Tătărușanu. Iată, imobil Tătărușanu. Și Steaua a fost sancționată. Oțelul, liderul de dinaintea acestei etape din Liga 1, Bergambil, conduce pe Steaua cu 1-0 datorită reușitei lui Cristian Sârghi. Râpă, Geraldo până la Latovlevici, Brantan, pasa lui Apostol către Latovlevici, reușește să respingă Sârghi, care trebuie să-și dovedească utilitatea nu numai în faza de atac, dar și în cea de apărare a Oțelului. Până la urmă, golurile pentru un fundaș
reprezintă un plus, dar trebuie să vină în completarea realizărilor din apărare. Abrudan. Geraldo pune la Apostol. Apostol blocat în momentul pasei de Ionuț Neagu, minge către Big Falvi, aleargă și reușește Bilașco recuperarea. Big Falvi alunecă, Bilașco, pasa lui Bilașco pentru Bănel Nicoliță, era destul de greu lui Nicoliță să oprească balonul.